De asemenea, nu pot exista două elemente cu aceeași valoare. Pentru a avea mai multe elemente identice, va trebui să folosim un sistem. Operațiile de căutare, ștergere, se vor efectua în timp total, deoarece testul este implementat ca un arbore final de căutare. Date poate fi int, long int, float, chiar și tabăl, orice tip de date. O altă posibilitate de a declara este putem avea setul B, care este o copie a setului A. De asemenea, putem avea și un vector de int. Primele patru elemente din testul și le pune în ordine crescătoare. Pentru a face parcurgerea, avem nevoie de literatură. Și de la ultimul către primul. Funcțiile care se pot avem o funcție în timp constant, adică în cod de un lucru. Și aici avem funcția care ne rezultează numărul de elemente. Acum să ai. Rezultează numărul de elemente. Acum, tensiile trebuie o variantă de tip logic, care, dacă setul este gol, nu este între elemente, se returnează true, dacă nu returnează true. Dacă este gol, returnează true, altă ce. Funcții care se efectuează în timp logaritm. Avem funcția de căutare, acum, pardon. Este căutată pentru X, în timp logaritmic, returnează un iterator către poziția în care se află X, sau dacă nu, un iterator către A cu send, dacă nu se gătește în test. Mai avem A cu lower bound. Returnează un iterator către primul element din set, mai mult standard cu X. Upper bound se returnează un iterator către primul element strict mai mare decât X. Apoi asta este diferit față de lower bound. Funcția de ștergere.
Aici avem mai multe posibilități. Putem să ștergem un element care se efectuează în timp localizat. Sau putem să ștergem un interacord. Asta se efectuează în timp constant în două luni. Sau mai avem posibilitatea să ștergem elementele gând între două interacorduri. Și aici timpul este logaritmic plus numărul de elemente. O altă funcție este funcția de interacție. La fel, aici avem două procese. Putem să inserăm un element și efectuat în timp logaritmic. Sau putem să inserăm, mai avem un parametru experimental, punem o poziție și Și aici, în cazul în care X este numit după poziția care am pus-o ca parametru, funcția se va face în timp constant. Altfel se va face tot în timp logaritmic. Și ca aceste funcție în timp logaritmic, am avea funcție în timp O de N, funcția fie, care este de toate elementele. Acum, și setul la final va fi liber. Ca să te-am fi discut despre set, în principiu este foarte util când avem de căutat elemente, de șters elemente, pentru că se în timp logaritmic.